vorba de meciul împotriva echipei Chimic Iujni din Ucraina, mai bine zis campioana și câștigătoarea Cupei Ucrainei. Aș completa chiar și aș spune campioana din ultimii 6 ani a Ucrainei, o echipă foarte puternică. Eu vreau doar să vă spun că îmi pun mari speranțe la acest meci, deși este un meci foarte greu. Știu că echipa noastră este pregătită, este motivată, sper eu să arate acest lucru și miercuri pe teren. Știu că și fetele și stafful tehnic își doresc foarte mult să ne calificăm și să mergem mai departe în această competiție europeană. În finalul intervenției mele vreau să fac un apel către suporteri, către târgoviștei, către târgovițeni, iubitori de sport, de volei, să vină alături de noi, să ne susțină, să-și aducă copiii la sală, să ne bucurăm împreună de acest eveniment sportiv de talie internațională, care se desfășoară, iată, încă o dată la Târgoviște și sperăm să menținem și în viitor această tradiție a competițiilor internaționale la Târgoviște. Vreau și eu să invit târgoviștenii la acest spectacol, miercuri, începând cu orele 18, la Sala Sporturilor din Târgoviște. Este un meci important pentru CSM, este un meci important pentru echipa de volei, așa cum a spus și Ciprian, ne confruntăm cu o echipă din Ucraina. Școala fost URSS la nivelul sporturilor de echipă este una foarte, foarte bună. Eu cred că va fi un spectacol foarte frumos și ar fi păcat ca târgoviștenii să rateze acest eveniment.